6 ani au așteptat fanii revenirea Rapidului în Liga 1. Antrenorul Mihai Iosif a fost sufletul petrecerii. S-a urcat pe garduri cu fanii și a cântat până n-a mai putut. Vreau să spun două versuri. Haide mamă, haide tată, mai priviți-mă o dată și pe urmă, dacă e bine, să mă faceți tot pe mine. Mircea și Răzvan Lucescu au sărbătorit împreună cu fanii promovarea Rapidului. A fost doar primul de atmosfera care reușesc ei să o creeze. Excelent, excelent. Uite, parcă ar fi corul sclavilor din Nabucco al lui Verdi. Ce... Superb, senzațional. Cred că fotbalul românesc era tot de Rapid. Giulești un... Hai mai să... E ceva special. A fost ceva special pentru mine și va rămâne întotdeauna ceva special. Mircea Lucescu e invitatul numărul 1 la inaugurarea Giuleștiului. Ne-a propus dacă în septembrie o să avem stadionul să jucăm, să avem meci de deschidere, de inaugurare cu Dinamo Kiev. Această promovare vreau să o dedic multor persoane, dar în special celor doi ce au fost mereu în... lângă mine, soția mea și fiul meu. Așa, hooligans cum sunt, dar sunt un om sentimental. Fanii și jucătorii au sărbătorit până în zori. Strigați Rapidul Nestru, dacă sunteți cu mine! Când ne descurcăm mai bine, strigați Rapid Giulești!